Casa de producție TVR continuă tradiția de a difuza și de a produce spectacole TV. Ce părere aveți despre acest demers al nostru? Eu zic că la mulți ani în continuare. Ideea e foarte simplă. Cred că oamenii au foarte mare nevoie de povești. Drept care Teatru TV și ce face Casa de Producție, tocmai cu asta se ocupă. Spune oamenilor povești într-un număr foarte mare, pentru că într-o sală de spectacol, hai, țin cap 1000 de spectatori, dar aici privilegiul de a face Teatru TV la televiziunea română, care are această tradiție minunată, de a vedea și actorii foarte importanți și foarte buni, face posibilă povestirea destinelor oamenilor și mai departe la milioane de oameni care ajung în casă. Și plus că în continuare le reprezintă și un factor de educație, căci până la urmă dramaturgia care este aleasă este o dramaturgie de foarte bună calitate. Care este producția precedentă acesteia, deci înainte de Circul Mateo, la care ați luat parte? Nu mai amintesc foarte clar. Cea care îmi rămâne foarte tare în memorie este ultima haltă spre Paradis, cu Florin Piersic în regia regretatului Alexandru Tocilescu, cu o distribuție minunată și ca un dramaturg iarăși român foarte important, Valentin Nicolau. Și ce vă aduceți aminte de atunci? Eu mi-amintesc un singur lucru, că acel spectacol de Teatru TV a fost o bucurie, o întâlnire absolut minunată și atât între noi ca actori, ca echipă, dar mai ales întâlnirea cu publicul, pentru că foarte mulți oameni au văzut acea piesă. În afara faptului că este un text valoros și ofertant pentru actori, întâlnirea și cu Alex Lusticu, respectiv regizorul, ca să fiu mai clar pentru telespectatori, întâlnirea cu echipa, atât a TVR-ului, de care mă bucur să mă ocup foarte mulți dintre ei să mă reîntâlnesc, cât și cu echipa de actori, colegii noștri. E o atmosferă foarte bună și eu cred că are un potențial extraordinar să placă mult la telespectatori. Un mesaj pentru telespectatorii Teatrului Național de Televiziune. Cel mai simplu, vizionați Teatrul TV.